are de logică. Fii atent. Avem două trenuri. Unul are ruta București-Chișinău. Altul Chișinău-București. Primul a ieșit din gara de la București la ora 8 dimineața și se deplasează cu o viteză de 100 km la oră. Al doilea s-a pornit din Chișinău la ora 9 dimineața, cu o oră mai târziu, și are o viteză de 90 de km la oră. Întrebarea este: când trenurile ajung să se intersecteze, care din ele va fi mai aproape de București? Ai 20 de secunde să răspunzi corect. Dacă vrei, pui pauză și te gândești. Deci, răspunsul este super simplu. Ambele trenuri, când se intersectează, sunt la aceeași distanță de București. Nu a fost greu, nu-i așa?